Carson Mondialu, bună seara, bună ziua, bună dimineața, cum vreți voi, nici nu știți ce zi e astăzi și ce oră de vârf e. Deci vă salut, vă mulțumesc pentru donații, pentru vizualizări, pentru tot ce e ăsta, fiți atenți aici, treaba-i oblă. Mâncăm țărăneaște. Pochii li-i prezentă, i-am zis, dacă mai îmi lasă un coment, îi dau și blocaj. În fine. Deci rondeaua rondește. Rondeaua rondește, ei își face cu nu știu ce din ăla, înțelegeți, cu ceapă, cu una alta, mămăligă, cu din ăla. Eu cu smântână, de unde? De la tinul rus. Auziți aici, că te mă faceți pe mine culduș, păducios și sărac și cerșător. Pe fiți atenți aici, pe emisiunea asta de la antene, ăștia până Asia, drumul elefantului, pe ăștia nu ne face țara de rușine că meare la oameni și se rogă, ne lăsați să dormim, suntem români. My from Romania, Lala, nu este loc de Lala, înțelegeți? Bă, alo, ușor, bă. Deci dacă noi ajungem să mergem pe la indien, să ne rugăm, să ăsta, să dormim și așa, domnule, ce impresie își facă ea de noi. Comparație cu Nelson, care când pleacă într-o țară străină, dorme la hotel luxuri de 6-7 stele. Ați văzut dimineața la micul dejun ce servesc mâncava, numai creaturi din ele, cum să zice. Ce le transmis la oameni, pochili? Bună seara, bună ziua, bună dimineața, noapte bună. Deci, pochile v-au transmis în toate direcțiile, v-au transmis. Pe spune-le, de yoga ceva, aparență, nimic, noutăți, dibolari, nici nu, bun. Deci, domnilor, după cum vedeți, nu dă afară pochile, fane mărunt, neau. Înțelegeți, mai costă treaba. Deci așa, băi, oameni, bă. Ce misiune e asta, mă, eu nu înțeleg. Eu arăta pe ăștia tăi la cerșuit. N-avem bani, dați-ne de mâncare, n-avem unde să dormim, dați-ne loc de dormit, n-avem din drum bani de taxi, duceți-ne cu taxi, n-avem haine, dați-ne haine. Deci asta e un fel de cerșuială pe față, vă prostește? Vă prostește, înțelegeți? Și să mai e de romii noștri, oameni care, într-adevărul sens al cuvântului, au dus cultura noastră mai departe, din vremurile strămoșești, care ceaonile, argintăria, sfârnăria, chiar și muzica adevărat lăutărească, înțelegeți? Bă, alo, să ne înțelegem! Nelson e capodoperă de artă, este fenomenul YouTube-ului, este fenomenul integral și integrat, nu știu care din două se potrivește, al societății. Care din două se pot? Integralul sau integratul? Integral. Înțelegeți? Că integratul mă gândesc că ăla e, nu știu. În fine, știți voi mai bine. Deci, prietenilor, să ne înțelegem, pe mine, e tata ca mă leagă. Vă amintiți din clipul care v-am povestit când eram în pușcărie la Colibaș, de-o strigat ăla de acolo, de la de pe secția de bolnav sau nu știu ce era, izolați. Domn comandant, mă leagă! Domn comandant, mă leagă! Și mai o rusoare. Un bărbat înalt de 1,92 m mâncava cu niște urechi de gândești că erau paravioane turcești. Cine te leagă, mă? Mă leagă! Ce mă leagă, mă? Cine te leagă? Mă, mă leagă, mă ligă, mă ligă, o cerută la mă ligă. Îți mi-e foame, mă leagă, vreau. Că nu se dădea turtoi la Colibaș, că se dădea mă ligă. S-o trezut Speedy. O vrea să evadeze. Să rutea și corfaule. Deci, prietenilor, după cum vedeți, nu vă mai fac tangențiala. Deci, bă, fiți atenți aici. Ca să mănânci așa ceva, e o artă. E o artă de Demistocle Popa.
Ha? Pe o artă, eu ce-am zis? De Demistocle Popa. Dar eu o cânt în tradiția original pușcăriașă de temniță. Măi salamule cu pâine și tușucă afumată ce stai în cuia cățată. Măi, măi! Asta au cântat de ținuță ca să-și aline stomacul, foamea. Înțelegeți? Păi voi ziceți că eu nu îs cum să zic, fenomen? Ce facă-i acum? Ce pun eu acum? Și-o pus din ele în frunte. Ai dracu, sunteți, mă! Ai dracu! Ăștia, atât, că ăștia nu o face cu prostituție. Emisiunile alea o face cu prostituție. Bă, oameni, auziți, aia face cu prostituție, ăștia cu cerșeală. Ce țară suntem noi, măi, mâncava-și Dumnezeu, o să fie mâncă. Ce țară suntem noi? Puteți voi să-mi spuneți mie. Suntem o țară rușinea, dați-mi dreptate. Ha? Ce zici, pochilii de emisiune? Sau tu în Italia nu urmărești? Prima dată. Da? Nu urmărești în Italia. Foarte bine faci. Cred că îți dă ăla cu multe rockerul. Dacă te prinde că urmărești din astea. O să urmărești ce vreau. Da? Dar nu-ți plac emisiunile astea? Da, că îmi pierd timpul. Dar ce emisiuni urmărești tu în Italia, din România? Nu? De acolo din Italia? Acolo le arată pe astea, pe prezentatoare dezbrăcate și așa. Da? Nu. Am zis? Aici la noi prezentatoarele îl scoate și ele zvârcurile să vadă, duce lipsa de bărbat. Duce lipsa de bărbat. Înțelegeți? Padre Pio, sărutați-aș barba să-ți o sărut. Sărutați-aș anavergura de la mânurile care ți s-o făcu ca la Iisus, cu gaură, cu din ăla cu sânge, cum mi se zice? Pochile, cum mi se zice la ea? Stigmate. Eu am vrut să zic acupuntură. Sărutați-aș stigmatile. Când m-am eliberat, vă amintiți? Când v-am povestit clipul, nici nu le mai găsesc clipurile alea. Cred că le-am șters jos. Când m-am eliberat din San Marino, din pușcărie, chiar când ieși afară din pușcărie, este acolo în față la pușcărie o statuie mare, îngrădită, cu gard de fier. Padre Pio, și m-am zvârlit în genunchi. Am zis că erau polițiști afară, m-au condus. Și am zis, mă, să nu care cumva, până ies afară din pușcărie să le mai vie o hârtie de pe undeva. Și am zis să le atrag atenția, m-am zvârlit în genunchi. Padre Pio, te regrație, Padre Pio, că m-ai dat-o la libertà, Padre Pio, vita nu mai rubare eu, Padre Pio. Poți andare, eu zic, vai. Atâta morcov am avut până am prins o mașină să plec. Sau m-a așteptat vaca? Bun. M-a așteptat vaca, nu știi. Înțelegeți? Bă, oameni, alu să ne înțelegem. Tata. Miau, miau, miau. Așa, miau, miau, miau. Tata. Lobo. Ai la masă. Ai la masă, la cină. Hai la cină, la cină, la cină. Îți! Hai la cină, la cină, la cină. Hai la cină. Nimă ce tare e. Dar ce e asta, un soare? Hai la cină, la cină, la cină. Bă, mâncava, bă. Să facă emisiuni din astea, eu chiar nu le înțeleg, bă. Să mergi tu să cerșești. Emisiune de cerșeală.
că nu văd altceva în emisiunea asta, așa să nu mă preuid eu la ea. Yo, yummy, yummy. Yo, yummy, yummy. Trecut la vegetarieni. Ce vegetariani? Că... Îți cam lovi 6 sarmale. Acum. Ia mi, ia mi. Ca să pot dormi mai bine. Yeah. Deci, domnilor, ne-am înțeles. Suntem făcuți de rușine. Ce zice indienii ăia? Care noi îi considerăm... Vai și amar de capul lor. Eu pun pariu că să vină niște indieni din aia la noi în țară și să ceară loc de dormit. Iar zice, o să du-te în cancer de aici, mă. Înțelegeți? Eu pun pariu. Deci, vă las să dați voi verdictul. Să vedem. A venit și Alfonso González, Miguel. What's up, come on?